Nu sunt agreată de puterea trădătoare, de poporul român sunt foarte iubită și de oamenii inteligenți și de profesioniști, pentru că nu fac altceva decât să spun lucrurilor pe nume, poate într-o manieră mult prea agresivă față de felul în care sunt ei obișnuiți, dar cred că în situația de față, după ce minciuna a fost arătată cu zâmbetul pe buze, iar trădarea a fost făcută într-o manieră foarte elegantă și după codul manierilor elegante, știți? Cum spunea Nicolae Iorga, lingușirea este pasul dinaintea trădării, ca să-l parafrazez. Cred că e cazul ca cineva să ia hățurile în mâini și să spună adevărul, acela care este dur, deranjant, ăsta este adevărul. Și cred că este normal.